Săptămâna aceasta vom vorbi despre legătura pe care Petru Cercel a avut-o cu Pierre de Rossard, cel mai mare poet umanist francez, legătură făcută de către Vasile Alexandrii prin așa zisul ban mărăcine. Care este legătura între Caterina di Medici, regina de Margop, adică fica acesteia, Louise de Lorraine, sultana Hatice, sultana Copernic, precum și alte femei celebre ale secolului XVI. Toate acestea au în comun faptul că l-au admirat, l-au iubit în secret sau l-au prețuit pe principele Valah, domn al țării românești. Este vorba despre Petru Cercel. Acesta, în perioada în care s-a aflat la curtea regelui Henric al III-lea al Franței, a câștigat simpatia mamei regelui, aceasta numindu-l într-o scrisoare trimisă venețienilor, scumpul nostru văr și prieten, firește nu erau rude de sânge, dar atât de apropiați au ajuns a fi. Cea mai tumultoasă poveste de dragoste a lui Petru Cercel se întâmplă în anul 1564, pe când se afla captiv în Imperiul Otoman, în insula Rodos. Acesta se va îndrăgosti nebunește de Sofia Bafo, o tânără venețiancă răpită de corsari și trimisă în haremul sultanului. Petru Cercel, în vârstă de numai 19 ani, îi va mitui pe eunucii ce erau paznicii haremului și va intra în lăcașul respectiv, reușind să stea de vorbă cu frumoasa prințesă venețiană, care la un moment dat va deveni soția favorită a sultanului Murad al III-lea și trebuie să spunem că a avut un rol însemnat în a-l convinge pe acesta ca să-l pună pe Petru Cercel domn al țării românești. Noua sultană îl va prețui toată viața pe principele Valah. Totuși, femeia care i-a marcat viața lui Petru Cercel este o doamnă de viță nobilă din Constantinopol, sultana Copernic, OLG cum se numea. Ea a venit cu Petru Cercel în țara românească împreună cu alte două doamne. Se va căsători cu acesta în momentul în care va ajunge domn al țării românești și va dărui trei fii. Marcu Cercel, cel care va ajunge domn al Moldovei sau conducător de fapt al locotenenței domnești în timpul lui Mihai Viteazu, Mircea, un alt fiu, și Ionaș. Trebuie să remarcăm că sultana se va boteza în credința ortodoxă și o găsim cu numele de stancă, așa cum este pomenită în Pisania Bisericii Sfântul Nicolae din Șcheii Brașovului. De asemenea, o altă femeie importantă din vremea respectivă este Giselde, sora principiului transilvanean Sigismund Bathory. Petru Cercel, chiar dacă era căsătorit cu sultana, a dorit să o ia în căsătorie pe aceasta pentru că ar fi încheiat o alianță foarte puternică contra Imperiului Otoman. De altfel, în muzeul din Curtea de Argeș se găsește o placă din teracotă unde Petru Cercel este reprezentat alături de sora lui Sigismund Bathory. Căsătoria între cei doi nu s-a mai materializat pentru că domnul român, datorită intrigilor dușmanilor săi, a trebuit să plece de pe tronul Valahiei. Trebuie să spunem că toate aceste femei l-au ajutat în cariera sa politică pe principele Valah, dar tot ele au fost cele care i-au grăbit tragicul deznodământ. Mihnea Turcitu, rivalul său, prin Sinan Pașa a reușit să trimită sultanului o scrisoare prin care se arăta că Petru Cercel a convertit la credința ortodoxă trei femei de ce credeau în Mahomed, una dintre acestea fiind soția lui, fiind un păcat capital în credința musulmană de neiertat. Și astfel că Petru Cercel, în momentul în care va ajunge la Constantinopol, în loc să fie trimis din nou pe tronul țării românești, va fi întemnițat, i se va tăia nasul și urechile
și va fi dus pe mare legându-se o piatră de gât și fiind aruncat și omorât.